știi? El susține că eu i-am stimulat inspirația. De azi înainte nu mai lucrez! Nu, uite-te cum arăți. Tu ești măsurat? Într-adevăr, Jürgen Tessmann este un naiv. Un suflet pur. Ce îmi oferea el era mult mai mult decât puteau să-mi ofere toți ceilalți. Nu crezi că sursa prieteniei noastre e totuși dragostea? Cum ți-a trecut prin cap să faci așa ceva? Te răspund o dată, nu așa? Jürgen! Ea, care avea atâția curtezani. Lofborg, l-am părăsit! Deci nu pot să-mi adun deloc gândurile. Trebuie să știi să-ți găsești fericirea în durere.